Dragii mei, în față avem o pădure de conifere. Vedeți ce frumos arată molizii ăștia? Sunt drepți, așa? Sunt verticali. Spuneam odată unui ucenic, uite, aș vrea ca tu în viață să ai coloană vertebrală. Și m-a întrebat, păi cum, părinte, n-am eu coloană vertebrală? Ba ai, dar din punct de vedere fiziologic. Aș vrea să ai și din punct de vedere spiritual. Să nu ai șiret. Cum adică, părinte, șiret? Păi dacă te îndeamnă cineva, un prieten sau o prietenă, hai să fumăm. Tu dacă zici hai să fumăm, deja ai șiret. Hai să ne îmbătăm. Hai să ne îmbătăm. Hai să ne destrăbălăm. Păi hai să ne destrăbălăm. Ăsta e un om care nu are coloană vertebrală. Are șiret. Ușor poate să fie corupt. Vedeți, dragii mei? Sau altfel spus, vine cam așa. Să fii ca bradul în viață. Fiindcă bradul se frânge, dar nu se îndoaie. Ei, vedeți că puțin mișcă doar crenguțele din cauza vântului. Ia priviți-i. Dar mai mult nu. Bradul se frânge, dar nu se îndoaie. Așa ar trebui să fie toți oamenii pe pământ, respectând poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Și atunci un rai ar fi pe pământ. Ne-ar da Dumnezeu ploaie la bună vreme. Și pământul și-ar da roada sa, așa cum poruncește el de sus din cer. Și un porumb ar face 3 ștuleți și nu unul. Și o capră n-ar făta un iet, ci 2 iezi. Și o găină n-ar face doar 10 ouă, ci 50 de ouă. Dar dacă noi călcăm poruncile lui Dumnezeu și ne depărtăm de el și nu avem Duhul lui Hristos și Duhul lumii, atunci zice că va trece, va trimite Dumnezeu peste noi ieri grele și veri aspre. Și va veni pedeapsa și pământul nu-și va mai da roada sa. Și ați văzut că nu mai produce pământul aproape nimic. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, dă-ne vreme de pocăință, Dumnezeule, nu ne lăsa, nu ne părăsi, că păcătoși suntem cu toții, Doamne. Doamne Iisuse Hristoase, doar Tu ne-ai spus, toți greșim mult, adică noi suntem, cum se spune, popor cununat cu păcat. Însă cu ajutorul Tău, Doamne, cu post, cu rugăciune, cu spovedanie, cu împărtășanie și cu sfaturi de la Părintele nostru duhovnic, putem să depășim aceste ispite care ne îndepărtează de Tine și ne sping spre iad. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.